Muzica este un limbaj universal, iar cei ce o înțeleg se bucură de această sublimă cale de a comunica, de a se arăta lumii. Este și o cale pe care se învață foarte mult, iar drumul până la desăvârșire este o luptă și o muncă continuă și este nevoie de multă susținere din partea celor din jur. Născut într-o familie în care răsunau armonios cântece religioase, arii și coruri celebre din opere și operete, compozitorul Eugen Dan Drăgoi a început studiul viorii la 4 ani. Erudiția tatălui său, preotul Eugen Dan Drăgoi, remarcabila discreție și tactul pedagogic nativ în conlucrare cu smerenia mamei sale, au fost factori determinanți în formarea sa muzicală, după cum spune acesta. Eugen Dan Drăgoi a absolvit seminarul Sfântul Andrei din Galați și Universitatea Națională de Muzică, iar în 2007 a obținut titlul de doctor magna cum laude, în cadrul aceleiași instituții. Activitatea în domeniul muzicii de teatru, musical și multimedia l-au provocat să abordeze aproape toate genurile muzicale. Domnule Eugen Dan Drăgoi, bine ați venit la Oamenii Timpului. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă simt onorat. Sunteți compozitor, dirijor, cercetător în muzicologie și bizantinologie, iar cel mai nou proiect al dumneavoastră este spectacolul dedicat Sfântului Apostol Andrei, apostolul care ne-a încreștinat pe noi românii. Cât de grandios este acest spectacol? În niciun caz nu reușește să surprindă grandoarea și taina și frumusețea pe care Sfântul Apostol Andrei ne-a oferit-o nouă ca popor, dar se străduiește prin echipa mare care participă la acest proiect și foarte importantă echipă, cu oameni foarte importanți, cu oameni cu experiență, încearcă să surprindă bucuria încreștinării, suferința, jertfei și până la urmă înălțimea și intensitatea a ceea ce înseamnă jertfa pentru credință, jertfa pentru adevăr, pentru cale, pentru viață, că Hristos este calea, adevărul și viața, și încearcă să prezinte niște modele de urmat pentru noi cei de astăzi, pentru că sunt foarte multe relații cu lumea actuală prin slujba Sfântului Apostol Andrei, dar și foarte multe trimiteri în timp, care fac referire până la urmă tot la personaje actuale, pentru că bucuria, credința pentru oamenii care le au poate fi la aceeași intensitate, la fel cum trădarea, suferința, răul pot fi, că nu cred că s-au schimbat foarte mult în timp, s-au schimbat mijloacele, dar starea sufletească nu. Pentru că tot ați început așa, ce artiști aveți implicați în acest proiect? Ce oameni au venit să... Cu toți sunt oameni, cu o mare, pentru că au achiesat la așa ceva de la conducerea teatrului de copii și tineret Gulliver, pentru că el este un spectacol care formează generații, se adesează în special tinerilor, dar bineînțeles, cum spunea Părintele Patriarh, tinerilor de toate vârstele. Deci este un spectacol pentru toată, pentru întreaga familie, și subliniez cuvântul familie. Adrian Nour, dar și actori foarte talentați de la Teatrul Gulliver din Galați, de la Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați. E o coproducție și asta e o mare bucurie, pentru că, iată, instituțiile se pun în vremuri dificile, aș putea spune, instituțiile se așează la aceeași masă, conlucrează și fac lucruri foarte importante. Cred că este primul spectacol sau primul proiect de genul ăsta despre apostolul românilor. Sper să iasă, să fie un lucru bun, din punct de vedere sufletește. Oamenii să plece îmbunătățiți sufletește de acolo. Pentru că spuneți că e un proiect complex. Ce înseamnă? Din punct de vedere tehnic, complexitatea organizatoric? Spectacolului
are legătură și cu partea muzicală, pentru că mi-a fost foarte greu, a fost o perioadă îndelungă de cercetare să găsesc ce se întâmpla cu muzica în perioada respectivă, să găsesc o zonă de confluențe și totuși care să dea unitate spectacolului. Și am folosit instrumente vechi, dar și instrumentele muzicii simfonice, muzicii clasice și muzicii contemporane, pentru că e o combinație dintre oratoriu, poate primele elemente de oratoriu la Sfântul Apostol Andrei, care sper la un moment dat să fie și de sine și varianta de concert, comedie de teatru, musical, operă, e o combinație foarte interesantă, având la bază muzică veche, chiar muzica primilor creștini, dar și elemente de muzică contemporană pentru personajele care au avut motivații negative. Eu nu le spun personaje negative, ci personaje care au avut motivații negative și care, e vorba de Egeat, adică sunt aduse cumva în contemporan, pentru că copiii și tinerii sunt obișnuiți cu un anumit gen de muzică și trebuie să recunoască ce este bine și ce nu este bine, ce îi face să se simtă cu adevărat bine și să se simtă înnobilat sufletește sau ce le întărâtă pur și simplu simțurile. Muzica a fost scrisă de către dumneavoastră. Da, cu niște referințe din slujba Sfântului Apostol Andrei de Părintele Sebastian Barbu Bucur, căruia am avut privilegiul să-l fiu ucenic. Eu am mai avut o experiență de genul acesta. Am făcut o cantată la Sfântul Apostol Andrei cu vreo 300 și ceva de coriști prin 2016. Și atunci am făcut primele schițe. Atunci a fost a capela, a fost cu cor și cu un ansamblu de muzică veche, de acompaniament. Acum va fi cu totul altceva, la cu tot alt nivel, pentru că e vorba de spectacol, e vorba de costume, e vorba de întreaga activitate specifică unui astfel de proiect mare. Și artiștii doar din teatru și din operă sau aveți și din alte zone? Este corul teatrului, corul teatrului de operă, cor de copii. Am scris partitură pentru copii. Spectacolul în sine chiar pornește de la un joc al copiilor și din Patras. Sfântul Apostol Andrei deja era foarte cunoscut și îndrăgit pe străzile Patrasului și Egeat, stăpânitorul, se întoarce de la Roma cu ordinul distrugerii creștinilor și a sporirii cultului zeităților. Ia contact cu ceea ce se întâmplă în cetatea lui pe care a părăsit-o și avem două planuri, Egeat cu nobilii și cu o parte din soldați, pentru că unii dintre ei deja erau creștini în secret, pe de o parte, pe de cealaltă parte Sfântul Apostol Andrei cu soția lui Egeat care s-a încreștinat și s-a botezat, cu fratele ei, Stratoclis, Maximilia o chema pe soția lui Egeat. Ei fug de teama lui Egeat, Sfântul Apostol Andrei rămâne, se jertfește, este crucificat pe o cruce în formă de X, după care Egeat află de fuga soției și o urmărește și în timp ce o urmărește găsește comunitățile nou înființate, așa cum și ei la rândul lor, în fuga lor de Egeat, văd minunile pe care le fac convertirile Sfântului Apostol Andrei din zona noastră, în zona Dunării chiar, pentru că avem vestigii peste tot legate de Sfântul Apostol Andrei și momentele acestea dramatice din spectacol sunt întrețesute cu momente de oratoriu, cu cor și orchestră. Am două variante orchestră pentru situația în care teatrul respectiv are fosă și se poate face cu orchestră și am partitură de orchestră simfonică scrisă și variantă cu bandă, adică pe calculator făcute, bineînțeles, cu sunete de cea mai bună calitate, așa cum se procedează la muzica de film. Elemente de muzică de film, elemente de muzică bizantină, muzică greacă veche, elemente acelea de confluență, pentru că ele la un moment dat se întâlnesc, au niște elemente comune. Cum se îmbină vechiul cu noul din punct de vedere muzical pentru acest spectacol? Zic eu într-un mod fericit, pentru că nu cred că este ceva nou sub soare. Modalitățile sunt diferite, așa încât dacă mergem la esență și căutăm lucrurile esențiale, ce anume mișcă sufletul, ce anume îl face să înghețe, ce anume, nu știu, îl face să strălucească,
cu siguranță, modalitățile într-adevăr diferă de la o perioadă la alta, dar lucrurile esențiale sunt aceleași. Ființa umană nu cred că s-a schimbat, pentru că e dar de la Dumnezeu și Dumnezeu are grijă să-și o păstreze. Sunteți un om foarte complex, aveți multe daruri din cer, pentru că toți suntem aici, în această zonă. Ați îmbinat în viața dumneavoastră multe aspecte muzicale. Nu doar acestea cu care ați lucrat pentru proiectul Sfântul Apostol Andrei. De la muzica de operă, la cea psaltică, la colinde, muzică de teatru, film. Cum reușiți să faceți trecerea de la una la alta? Cu ajutorul Dumnezeu și tratându-le pe toate cu foarte mult respect. Așa cum tratez și spectacolele de copii. Copiii sunt niște adulți, chiar cu mai mare grijă trebuie să-i tratăm, pentru că sunt niște adulți în devenire, care sunt născuți și lăsați de Dumnezeu pe pământ, pregătiți pentru lumea în care ne aflăm. Și ca o carte nescrisă care are nevoie de adâncă întipărire, de educație atent aleasă. Exact. Și mai există un secret, încerc să păstrez copilul din mine, așa cum am încercat și în relația cu fiica mea, păstrând și jucându-mă permanent, și în felul ăsta lucrurile sunt foarte simple. Adică imaginați-vă sau gândiți-vă că pentru copii totul e foarte simplu. Nu e nimic complicat. Pur și simplu își pun în minte niște lucruri și după aceea le inventează, le descoperă, pentru că n-au inhibițiile sau gândurile de negativiste, gândurile de nu. Da, sigur, nu o să se poată, sigur. Și așa am învățat-o și pe fiica mea să gândească, să nu-și limiteze visurile, și în felul ăsta lucrurile funcționează. Așa încât, existând filon comun între muzici și între stilurile muzicale, în plus de asta, e un mare avantaj. Trecerea de la o zonă la alta, eu într-o zi de muncă, de exemplu, la Galați, pot trece de la muzica bizantină, nu știu, ore de muzică cu băieții de la seminar, la musical și opere, la teatru, la muzică contemporană, și după aceea, dacă am de făcut muzică de film, pot ajunge inclusiv în zona muzicii electronice actuale. Trecerea de la una la alta mă îmbogățește. Întâlnirea atâtor persoane atât de diferite și de frumoase. Pentru că dacă nu reușești să vezi măcar trei calități la un om, pierzi timpul în discuție. Și nu e vina omului respectiv, e vina ta că nu ești suficient, ca la fotografie, dacă nu vezi ceva interesant, o imagine, nu ești suficient de aproape. Și atunci, întâlnind atâți oameni atât de frumoși, pur și simplu urmărindu-i și ascultându-i, eu acum vorbesc foarte mult, că așa e emisiunea, dar de obicei ascult, îmi place foarte mult să-i ascult. E și rândul dumneavoastră să vorbiți și rândul nostru să vă ascultăm. Îmi place foarte mult să-i ascult, să-i înțeleg și să le observ lucrurile acelea care îi diferențiază, care îi face mai frumoși decât alții în anumite direcții, și lucrurile alea pur și simplu le transpun în muzică, evident, cu ajutor de sus. Cum am mai spus într-un interviu, dacă Dumnezeu îți bate în geamul imaginației, n-ai cum niciodată să te simți singur. Așa că funcționează lucrul ăsta. Dar există o zonă în care vă simțiți noastră mai confortabil, nu știu, de pildă muzica de film sau opera sau... Cel mai confortabil mă simt acasă în studio. Recunosc lucrul ăsta, pentru că sunt într-o lumea mea, înconjurat de familie, acum o parte a familiei, că fiica s-a mutat la București, soția, și sunt și principalii mei critici, niște critici foarte buni. Cred că și-au ratat cariera, face o carieră în muzicologie excepțională. Deci nu vă supărați dacă spun că ceva e neregulă, nu? Am niște repere foarte clare. De exemplu, soției sunt anumite momente în care îi se pare că da, asta am mai auzit-o undeva. Știi că asta e garanția că e bună. Am învățat foarte bine felul în care reacționează fiica mea, fiind regizor de film, este foarte vizual, vizualizează tot, înțelege foarte bine complexitatea, dramatismul, adică mă aduce pe calea cea bună de multe ori, pentru că sunt situații în care regizorii cu care lucrez mă lasă cumva în aer, adică nu mi explică foarte clar. Și face legătura între... Da, mă ajută foarte mult și pe teatru și pe film. Adică e de un real folos. Cum ați ajuns dumneavoastră să cântați? Pentru că e clar, toate darurile astea despre care vorbeam, picate din cer, s-au văzut
la un moment în viața dumneavoastră. Când s-a întâmplat asta? Când erați foarte mic sau, nu știu, ați descoperit pe parcursul nostru? Da, am avut șansa unei familii plină de muzică. Tatăl meu a fost și este în continuare pasionat de muzică, a dirijat și a compus muzică pentru corul Catedralei din Galați. Chiar a avut la un moment dat să dea la conservator, dar în perioada de dinainte de 89, cu seminarul teologic, nu puteai să dai la nicio altă facultate de stat decât dacă făceai liceu și a fost mai greu pentru el. Și a văzut visul împlinit prin mine, pentru că la vârsta de 4 ani a descoperit, ducându-mă la un profesor de vioară, un foarte bun profesor, Ionel Nistor, Dumnezeu să-l ierte, a descoperit că sunt născut cu auz absolut, dar noi în casă tot timpul cântam. Se cântau coruri din operă, se cântau muzică populară, muzică, romanțe, chiar au cumpărat ai mei un pian, deși stăteam într-un apartament și era destul de înghesuit, au cumpărat o pianină și... L-au urcat pe scări? Da, până la etajul, chiar până la etajul 3. Chiar pentru cine că, nu știe, o pianină are cam 200 de kilograme de perete. Cred că vreo 250, pentru că era lemn de nuc. Da. Chiar a și spus că dacă o vinde vreodată, o să ceară de 3 ori mai mult pe transport decât pe... Exact. E foarte greu. Da. Și aveam tot timpul invitați foarte mulți la noi, prieteni, cântăreți, chiar corul Catedralei pe 24 seara venea tot timpul și cântau colinde spre marea bucurie a vecinilor într-o perioadă de restriște. S-au dezvoltat lucrurile astea, normal că dacă am făcut vioară de la 4 ani, în clasa 1-a și a 2-a, făceam 8 ore pe săptămână cu profesor, ceea ce înseamnă foarte mult. Muncă, da. Foarte multă muncă. Nu-mi convenea când studiam, că mă uitam pe geam și vedeam pe colegii de vârsta mea că jucau fotbal. Dar acum culegeți roadele, așa? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Și până la urmă e darul Dumnezeu. Părinții mei au avut inteligența și dăruirea de a mă da la instrument și pe mine și pe fratele meu. Eu am făcut vioară, fratele meu a făcut pian. Și am crescut într-o lume muzicală. Am cântat în corul Catedralei de copil, am cântat la toate vocile, de la sopran, cu vocea de lapte, cu vocea încă neschimbată, până la bariton. Mai târziu, corul seminarului, am dirijat corul seminarului chiar de când eram în anul 3. De seminar am avut deschiderea asta, am făcut formație de muzică la liceul pedagogic, am făcut un an la liceul pedagogic înainte de seminar. Așa era în perioada respectivă, trebuia să ai 10 clase, dar după un an au venit evenimentele din 89 și s-a reînființat seminarul de la Galați și am trăit în lumea muzicii permanent, adică n-am abandonat nicio clipă. Iar celor care mă întreabă de foarte multe cum se împacă muzica bizantină cu muzica ușoară, dar nu s-au încertat niciodată, de ce să se împace? Fiecare are rolul ei, fiecare își găsește calea și are funcția. Discutam la un moment dat cu o echipă de tineri de la SCOR, m-au rugat să vorbesc despre muzica bine plăcută Domnului. Zic, eu sper că este muzica pe care o facem fiecare din noi cu sufletul. Acum, și cumva îmi fierau muzica electronică, zic, ok, dacă vrei să faci joking, ascult muzica bizantină, nu cred că funcționează. Nu cred. Adică are rolul, e foarte important pentru suflet, pentru lumea înconjurătoare, inclusiv plantele cresc mai bine cu muzică bizantină și cu muzică naturală în general. Oamenii, dar sunt anumite momente în care muzica populară funcționează. Așa cum era și în satul românesc. După decenii se duceau la horă și au funcție și rolurile respective. Cât de mult au contat părinții în educația dumneavoastră, susținerea lor? Au contat foarte mult, pentru că fără susținere nu poți face mai nimic. Adică... Dacă vorbim de susținere, așa, nu știu, poate unii înțeleg că, da, mamă, du-te acolo. Ce înseamnă susținerea din partea părinților? Păi, susținerea e să meargă cu mine să fie sigur că ajung acolo. Și dincolo de asta? Stăteau cu mine la ore, la profesor. Nu era foarte simplu, pentru că noi locuiam într-o zonă diferită a Galațiului și știu ce înseamnă să urci în tramvaiul super aglomerat în timpul perioadei comuniste, uneori chiar pe scară, cu vioara și blocul de desen într-o mână, cu geanta de sport și ghiozdanul în altă mână. Dacă reușești să te ții bine, dacă nu, erau riscurile respective. Nu mai spun că în perioada de iarnă chiar mergeam pe jos și făceam vreo 4 km.
E greu, nu e foarte simplu. Orele de vioară nu erau foarte ieftine, adică sunt destul de scumpe. Și părinții mei făceau un sacrificiu considerabil pentru treaba asta. Și mai departe, tatăl meu și-a dorit foarte mult și dacă el n-a reușit, prin mine și-a găsit cumva împlinirea asta muzicală. Și asta contează foarte mult. Adică fiecare din ei au făcut sacrificii, inclusiv bunica mea, care la fel mergea cu mine. Să știți că nu întâmplător v-am întrebat cât de mult contează susținerea părinților, pentru că sunt foarte mulți părinți astăzi cu foarte mare dare de mână, pun bani la dispoziția copiilor pentru ca să studieze ceva, dar parcă nu-i de ajuns. Parcă e nevoie de ceva în plus și atunci implicarea părintelui face diferența între un copil care ajunge să împlinească acest vis și un copil care, sigur, are toate condițiile, dar nu ajunge acolo. Da, eu am făcut un spectacol pe tema asta și într-una din piesele din spectacol în care vorbeam de citit, cât e important să citești, nu numai să te uiți pe ecrane și pe telefoane și pe device-uri și dispozitive, atrăgeam atenția, e un fel de o piesă a cărții, ca și cum o carte cântă sau cărțile cântă, le cântă copiilor sau părinților. În momentul în care îi cumperi ceva unui copil, de fapt îți cumperi copilul. Dacă îi cumperi o oră de vioară, nu înseamnă că va fi, trebuie să fie acolo. Așa cum pentru o persoană care, nu știu, de exemplu, vrea să țină un post intermitent sau vrea să are probleme de sănătate sau vrea să slăbească, dacă familia nu e alături de el și îl ispitește cu tot felul spui, de lucruri. Mamă, faci ce vrei, dar mama grătește prăjituri. Nu va reuși. Nu va reuși. V-am auzit într-un interviu vorbind despre frică și despre planurile ei. Câtă importanță are frica în viața unui artist? Atât cât te mobilizează. În momentul în care nu te mobilizează, devine o corvoadă, devine destructivă. Eu tot auzeam discutându-se de emoții, că nu trebuie să ai emoții la spectacol. Ba nu, foarte multe emoții trebuie să ai. Dar emoția nu e tot una cu frica. Eu învăț și pe elevi și pe studenții mei de la Facultatea de Arte din Galați. Învăț că emoția este ceea ce simți tu ca personaj în momentul în care cânți, în momentul în care interpretezi ceva, în momentul în care n-ai cum să transmiți ceva dacă tu nu trăiești povestea respectivă. Și orice lucrare, indiferent cât de mult îi lipsește un element programatic, adică o poveste din ea, inventivitatea și creativitatea ta este obligată să te pună în situația de a crea o poveste și de a transmite lucrul ăsta. Da? Degeaba spun te iubesc, draga mea, și tu te uiți în pământ și încerci să te gândești la tehnica de canto, cum fac aici, cum rezolv problema asta, în timp ce cânți. Nu, aia este frica, aia nu e emoție. Și de unde provine frica? Din lipsa de obișnuință. Adică fie din studiu, n-ai studiat suficient și nu ești suficient de pregătit sau n-ai suficientă experiență, n-ai trecut prin emoțiile pe care încerci tu să le transmiți. Elevii, ca să scape, mai spun lucrul ăsta, că domn profesor, da, nu-mi iese sau ok, bun, cântăm, nu știu, Hristos a înviat. Și cântă impecabil. Zic, uite, ăsta ți-a ieșit perfect. Care e diferența între ăsta și ălaltul? Nu știu, troparul sau slava sau... nu știu suficient de bine. Ai văzut, ți-ai răspuns simplu. N-ai studiat suficient? Și pentru mine este exact același lucru. Primul spectacol, premiera, deși sunt niște repetiții în spate, are parte de emoție, pentru că în calitate de dirijor trebuie să oferi foarte multă energie, să transmiți foarte multă energie, ca să te simtă și cel care te vede, și cel care numai te urmărește cu coada ochiului, cum se întâmplă cu colegii din orchestră, și cei care sunt cu spatele, cum se întâmplă pe scenă, la operă, la operetă, la musical sau cei care sunt chiar cu fața la tine, dar nu sunt atenți în momentul ăla. Și trebuie să te simtă, pentru că la fel sunt distrași de la ceva, orice se poate întâmpla într-un spectacol. Ori dacă nu ai, dacă frica respectivă îți guvernează actul artistic, înseamnă că nu e suficient de mult timp petrecut cu opera respectivă. Adică nu te-ai împrietenit cu ea, nu o cunoști de o viață. Așa cum când vezi prima dată un om, poate nu știi ce așteptări ai de la el, dar în momentul în care îl cunoști de o viață... Nu mai ai frică în preajma lui. Da, nu știu, neapărat frică sau curiozitate sau pur și simplu distragerea atenției, că nu e obligatoriu de frică. Se poate întâmpla de la euforie să se distragă, să pierzi controlul. Ca la volan. Dar când vine vorba despre creațiile dumneavoastră pe care ajungeți să le puneți în scenă, simțiți aceeași emoție și aceeași frică? Compozitorul în fața foii goale sau a template-ului, cum e mai nou acum modern pe calculator,
este cum este un chirurg în momentul operației, este cum e un pilot în momentul care se pregătește să decoleze, sau, nu știu, un dirijor în momentul care e la premiera, prima dată când a cu orchestra un spectacol, sau poate la prima repetiție. Ești în mâna lui Dumnezeu. Dacă nu vine de sus, noi încercăm, sau eu, în calitate de compozitor, încerc numai să traduc câte ceva de acolo cu în termenii în care îmi sunt ceruți pentru spectacolul respectiv sau pentru orchestră sau pe care mi-i impun eu în momentul în care, nu știu, vreau să scriu o piesă de pian, de exemplu, sau habar n-am, corală sau bizantină sau. Și atunci am niște canoane, ales niște canoane, dar restul pur și simplu vine de sus și merge mai departe, trece prin mine, rămâne o bună perioadă, sunt adică nu e foarte rar mi se întâmplă să fie ceva dintr-o dată, mi s-a întâmplat. Dar de cele mai multe ori trebuie să treci printr-un proces îndelungat de șlefuire, da, care nu înseamnă neapărat muncă propriu-zisă, ci pur și simplu te gândești la asta. Soția are o expresie foarte, foarte haioasă. Se mai trezește noaptea și spune, te aud cum zbârnuie gândurile în cap. Zbârnuie gândurile în cap. Da? Adică pur și simplu simt chestia asta. Tu nu îți dai seama că eu simt că nu pot să dorm. Că simt cum și o energie foarte puternică acolo. Într-adevăr, lucrurile se mișcă, dar asta se întâmplă și pentru interpreți. Eu învățam de copil la vioară că dacă nu e un pasaj, încerci să-l cânti cât de cât bine înainte de a dormi, după aia creierul lucrează noaptea și a doua zi te trezești că îl cânti foarte, foarte ușor. Cânti. Da. Nu recomand îndelungat experiența asta, pentru că obosești foarte mult creierul și nu mai are timp să se curețe și atunci nu e bine. Te cureți după aia prea repede. Este greu unui artist creator în această lume în care se vorbește că în curând locul tuturor meseriilor va fi luat de către roboți? Din păcate, locul multor meserii este luat deja de roboți, pentru că oamenii, foarte mulți dintre ei, s-au transformat în roboți. Chiar mă uitam și admiram și întâi de tot m-am bucurat că s-a deschis postul de televiziune cultural. Și mă uitam că ei dau niște imagini, niște momente de tranziție cu picturi sau imagini făcute cu o inteligență artificială, în stil Picasso, în stil, nu știu, Rembrandt, sau cum mai știu. Da, inteligența artificială știe ce să facă. Eu, la rândul meu, învăț pe studenți să o folosească. Eu nu mă tem de asta pentru că nu predau muzicologie sau nu-i pun să fac niciodată referate. Acolo e pericol. Pentru că sunt capabile de multe programele actuale. Dar la mine nu e o problemă asta. Și învăț să o folosească, știe să facă. Eu, la rândul meu, am dat să facă ceva, o piesă în stilul unui compozitor cu niște cuvinte cheie. Trebuie să existe compozitorul ăla. Adică în momentul în care ești o persoană creativă, vei avea în continuare de... Adică nu vei muri de foame, ca să spun, folosesc o expresie populară. Pentru că paternurile astea, inteligența artificială învață să facă niște lucruri după niște lucruri pe stabilite, adică îi dai ceva înainte. Ori creativitatea înseamnă să faci ceva ce nu a mai fost făcut până acum. Poți să pornești de la niște date, dar oricum și n-am văzut să se descurce atât de bine. Da, imită ce se întâmplă, de asta spuneam de oamenii roboți, pentru că omul se adaptează. În momentul în care stă foarte mult printre roboți, se face ca unul din ei. În momentul în care este livrat, în care devine atât de mult produs, că tot ce vezi gratis la televizor, înseamnă că tu ești produsul. Omul se adaptează la chestia asta și se robotizează el. Adică în momentul în care stai tot timpul lângă un robot, începi să te comporți ca el. Începi să-l asimilezi cumva adaptându-te tu lui, nu făcându-l pe el să se adapteze la tine. Și așa facem și cu oamenii care nu se ocupă de lucruri culturale, lucruri spirituale. Începi, stând foarte mult cu ei, începi să te obișnuiești și îți pierzi tu. Ați desființat, cum nu se putea mai frumos, replica aceasta că asta cere poporul. Nu-i deloc adevărat. Nu. E cere ce... Adică un copil, dacă e dat de mic să mănânce fast food, va cere lucrul ăsta, pentru că s-a obișnuit cu asta. Așa și adică, cu televizor. S-a obișnuit cu asta. Da, adică e o diferență de nuanță și de cuvânt. Da, din păcate, așa se întâmplă. E foarte important să-i tratăm pe oameni omenește. Să folosim lucrurile și să iubim oamenii, nu invers. Și să fim alături de ei
cu suflet, adică să-i tratăm ca pe niște foarte buni prieteni ai noștri. Eu așa mă port cu publicul meu și până acum n-am dat greș. Poate că oamenii au fost nemulțumiți, poate că, știu eu, nu le-a plăcut ceva anume sau un anumit parte gen. Din procesul creației. Este firesc să se întâmple așa, din asta învățăm. Dar m-am adaptat de fiecare dată unui public larg. Adică, exact cum am învățat, cum vă spuneam că am învățat-o și pe fica mea, am visat fără constricții, fără restrângeri, am lăsat să funcționeze lucrurile de la sine. Am făcut ca pentru mine. Și atunci funcționează. Fără prelungiri, este lungmetrajul care v-a introdus în cinematografie. Aveți totodată colaborări pentru scurtmetraje pe acest segment cultural. Cum a început pasiunea pentru muzica de film? A început grație unei colaborări foarte frumoase cu regizorul Bogdan Drăgulescu și asta s-a întâmplat grație faptului că directorul teatrului Teodor Niță l-a invitat la Galați prin intermediul unui prieten, un foarte bun prieten și actor, Ionuț Negrișanu, care colaborase cu Bogdan Drăgulescu. A venit la gala și a făcut două spectacole. Am colaborat cu el la ambele spectacole și era în perioada aia, el lucra la un film, la un lungmetraj. O poveste interesantă, o combinație dintre Micul Prinț și lumea actuală. E vorba de un regizor care urmează să monteze un spectacol la Megeria de Micul Prinț și niște întâmplări interesante prin care trece, la fel un film cu o distribuție excepțională ca și filmul fără prelungiri și în felul ăsta am luat contact cu... Eu am debutat în film cu lungmetraj. El căuta un compozitor pentru film, eram în perioada de preproducție, în momentul în care ne-am întâlnit, mi-a povestit, mi-a dat să citesc scenariul, mi-a părut foarte interesant și am pierdut o vară, multe ore pe zi și pe noapte, studiind exact ce e de făcut pentru asta, citind foarte multe cărți ce mi-a picat în mână în limba engleză, că n-am găsit în limba română, și urmărind tutoriale, învățând un program de la zero, un program, eu lucram în altceva până atunci pentru muzica de spectacol și a trebuit să migrez într-un alt program specific, care era mult mai specializat pe muzica de film și a fost un succes. Urmează să apară filmul ăla, fiind producție independentă, a fost ceva probleme cu distribuția, dar înțeles că sperăm cu ajutorul Dumnezeu în toamnă să apară și filmul care niciodată a fost odată. Iar relația cu Ștefan Pătrașcu, regizorul filmului Fără Prelungiri, a fost datorită fiicei mele, Maria, care a fost asistent de regie la filmul Ștefan și i-a arătat niște filme făcute de ea pentru care eu am făcut muzica, i-a plăcut foarte mult și atunci am făcut colaborarea și mai ales prietenia cu Ștefan Pătrașcu. Un film foarte interesant, o comedie duioasă care a avut foarte mult succes, inclusiv pe platforme de streaming și la fel cu o distribuție de excepție. Cred că puțin din cei mai mari actori ai României nu joacă în filmul ăla. Așadar, un compozitor se informează mereu, muncește, ascultă, folosește tehnologia actuală, da? Nu coboară din... Nu este autosuficient, nu? Asta este secretul. Păi n-ai nicio șansă. Nu știu, poate dacă scrii pentru sertar sau știu eu, ai deja o relație cu o orchestră sinfonică și cu ceva, dar nu există, pentru că trebuie să te adaptezi. În momentul în care folosești aceleași orchestrații de acum, nu știu, 100 de ani, nu mai e actual, nu știu, lucrurile se schimbă foarte mult, evoluează. E ca un medic, nu poți să oferi aceeași rețetă la nesfârșit, pentru că bolile evoluează, lucrurile se schimbă și trebuie să te adaptezi. Ne porți pe chipul tău în fiecare zi. Cred că puține sunt frazele pe care le-ați început, fără să o numiți pe fiica dumneavoastră în acest interviu. Mi-ați ridicat de atâtea ori mingea la fileu, dar am mai păstrat puțin suspansul. Fiica dumneavoastră Maria, care are 25 de ani, îmi spune... 24, mulți înainte sănătoși. Mulțumesc, la fel să vă. Aveți o familie plină de artiști. Cum a ajuns fiica dumneavoastră să facă film și cum ați început să colaborați cu ea? De unde colaborarea cu...
Vă spuneam de la început că ne-am jucat cu ea de la început, adică ne-am păstrat copilăria jucându-ne foarte mult. Eu făceam teatru de păpuși, soția îi citea din reviste în franceză, niște reviste foarte bune. Soția este conferențiar la Universitatea Dunărea de Jos din Galați pe literatură franceză și niște reviste cu niște învățăminte extraordinare și cu poveștile spuse altfel, poveștile clasice spuse în moduri diferite, care i-au dezvoltat foarte mult creativitatea. Și pur și simplu i-am dat posibilitatea, cât a fost copil, am adus-o la teatru și a făcut figurație în spectacole de operă, unde era nevoie de copii. Adică am obișnuit-o foarte mult cu scena, dar ea însă și-a fost o surpriză că primul spectacol pe care l-a văzut în viața ei de copil, la care a rezistat trei acte, a fost Traviata. N-a mișcat trei acte, la al patrulea deja fiind ultimul act, fiind foarte static, cu Violeta Valerii, care e pe moarte, în fine, un decor mai sumbru, mai... acolo s-a plictisit, a început să fremete și n-a mai rezistat, a ieșit. Dar până atunci n-a mișcat, toată lumea a fost foarte surprinsă. Și după aia și-a dezvoltat foarte mult cultura muzicală, a jucat în spectacole de copii în care a cântat în spectacole de copii. Deci ați cultivat cât ați putut de mult, cât ați avut ocazia, ați cultivat-o în acest sens. Da, și i-am arătat tot timpul, fiind critic, foarte important, i-am arătat ce lucrez. Când i-am arătat despre film, a fost pasionată, a fost într-o tabără, cred că undeva prin clasa 11 la Cluj, și acolo i-au spus toți că se pricepe, că e talentată, că a filmat bine, că are mână bună, că așa. Și după aceea s-a hotărât, un pic cam târziu, mi-aș fi dorit mai devreme, dar a fost foarte bine așa, chiar în clasa 12-a, dar a muncit foarte mult, a învățat foarte mult, s-a dus la orele de pregătire de la UNATC și a reușit să ia la regie de film. Și chiar a terminat șefă de promoție și chiar m-am bucurat foarte mult și am fost mândri de ea, cu film despre Maria Tănase, primul film artistic despre Maria Tănase. Da, din păcate și despre Eminescu abia de curând avem. Sunt foarte multe personalități uriașe, gigantice, despre care noi, popor ca popor, nu avem încă. E bine că se nasc copii și se șlefuiesc copii care reușesc să ne aducă din nou în memorie bogăția pe care am uitat-o în sertar. Da. În ce fel de proiecte vă întâlniți cu fiica dumneavoastră? În toate filmele ei. Și-a găsit un compozitor foarte ieftin, nu-i cere bani. Da. Dar un compozitor pasionat, un compozitor care înțelege... Care iubește foarte mult. Da, evident. Dar care înțelege imaginea, adică m-a învățat să învăț imaginea, să înțeleg și colaborăm foarte bine. Pentru mine e o relație privilegiată. Sunt atâți copii care abia așteaptă să plece în străinătate la studii, să scape de părinți. Pentru mine faptul că încă lucrez cu fiica mea e o mare bucurie. Și cu soția mea, care... Dintr-o citire vede dacă versurile nu sunt ok, că sunt situații în care trebuie să fac versuri sau le facem împreună. Ea a fost pasionată de musical și am făcut vreo două musicaluri împreună și e foarte care, bine. Care sunt acelea? Primul s-a numit Crezi că e grav? Așa, și a fost premiat de Peter Schneider, producătorul Mica Sirenă, da, primul director Disney. La studiourile Disney. Am făcut Maria Tănase cu ea, am făcut Sofia, un film pe peliculă, alb-negru, care urmează. Ele toate sunt în circuite festivaliere și urmează să apară cât de curând. Am făcut un musical anul trecut care se numește Madrigal. Nu este despre corul Madrigal, este despre renaștere, despre un subiect foarte interesant și foarte haios în același timp. E o comedie făcută, dar despre un subiect foarte serios. Și ultimul film pe care l-am făcut este despre un obicei foarte vechi de a pune busuiocul sub pernă. El este încă în lucru, filmul respectiv, de asta încă nu știu numele și este și titlul provizoriu, încă nu e definitiv. Cu multe dintre proiectele dumneavoastră ați reușit să colaborați și cu artiști din afară, greșesc? Da. În ce v-ați întâlnit mai mult cu artiștii din afară? Muzica de film, în musicaluri, spectacole? Prima întâlnire providențială pentru mine a fost o bursă UNESCO pe care am obținut-o în 2002. Bursă plătită de integral de un fond UNESCO Ashberg se numea.
din păcate nu mai există fondul respectiv. Și în urma a fost un concurs de proiecte, am trimis niște partituri de la un spectacol pe care l-am făcut cu seminarul prin 2000, spectacol de muzică de teatru, dar cu muzică de film. Am trimis niște partituri, am fost selectat și am primit o bursă de 3 luni în Canada la BAM Center of Arts, care e unul dintre cele mai mari centre de artă din lume. E practic un oraș întreg dedicat artei, care pot face filme, un oraș în care se pot face filme de la început până la sfârșit, adică de la preproducție până la postproducție, studiouri de artă, săli de concert extraordinare, condiții extraordinare de trai, în munții Stâncoși, la vreo 30 de kilometri de Calgary. Și în centrul ăla vin compozitori, dirijori, instrumentiști de top de la Juilliard, Manhattan School of Music, Academia de Muzică din Paris, Santa Cecilia din Roma, deci toate instituții, London School sau London Academy, sunt mai multe instituții foarte mari, de la Berlin la fel, și acolo am compus muzică pe care au cântat-o muzicieni de top. Una dintre piese, apropo de piesele care vin așa de sus și curg, pur și simplu, aflând că vine unul dintre cei mai mari flautiști ai lumii, Patrick Galois, am scris repede o piesă în stil bizantin pentru doi flauți, scris așa după, am spus, după dictare, cred că am terminat-o într-o oră și ceva, și când l-am întâlnit, i-am propus să, dacă e de acord, să înregistreze piesa respectivă, i-am arătat partitura, s-a uitat la ea, zic, ok, hai vino peste două ore, și l-am întrebat, zic, sunteți siguri? Și când s-a uitat mai atent la partitura, avea semi-diez la cheie, deci nu diez, ceea ce înseamnă că trebuia să cânte cu sfert de ton, ca așa e muzica bizantină. Și atunci, nu, vino peste două zile. Și a avut amabilitatea, împreună cu o instrumentistă din Canada, o flautistă foarte bună, să-mi imprime piesa respectivă, se numește Two Angels Speaking, Doi Îngeri Vorbind, pentru doi flauți, fiecare instrument scris în alt glas, dar foarte interesant suprapuse, cum am spus, când vine de sus, totul e foarte interesant, și pe care am avut amabilitatea să o imprime. Și a fost o mare bucurie. Patrick Galois a cântat, a fost prim flautist cu Celibidache, Mazel, Bernstein. Știți că este o vorbă, God chooses the team. Noi nu avem niciun amestec aici, pur și simplu Dumnezeu ne pune împreună. Da. Trebuie să ne descurcăm acolo. Da, și acolo am creat și am dirijat piese cântate de instrumentiști, piese compuse de compozitori de acolo, din America și din... de la marile centre artistice ale lumii și la rândul lor mi-au cântat piese compuse de mine. Și aia a fost prima colaborare. V-am spus, mi-a ajutat Dumnezeu de fiecare dată să încep foarte de sus. Adică m-am pregătit, am muncit și primul proiect este ca și cum te aruncă cineva prima dată în piscină ca să înveți în moți. Să știți că și asta este o mare artă, să vezi mâna întinsă, pentru că Dumnezeu oferă mâini întinse. Tuturor, nu doar. Dar nu știu dacă e artă, e un dar, pur și simplu. Nu m-am specializat în arta asta. Pur și simplu... Da, e un dar, așa. În momentul în care Dumnezeu îți dăruiește ceva, eu mai spun gluma asta, dăruiește varianta retail, nu varianta bulk. Adică îți dă și calea, îți dă și motivele și oamenii din prejur. Adică îți dă pachetul întreg. Da, e pachetul întreg. Sunteți conferențiar universitar la Facultatea de Arte a Universității Dunărea de Jos din Galați. Aveți o experiență foarte bogată între tinerii artiști. Sunt și ei parte din creativitatea dumneavoastră. Spuneați de spectacolul dedicat Sfântului Apostol Andrei, unde aveți implicat și copii. Sunteți colaborați și cu seminarul. Da, îi aveți mereu în preajmă, nu? Da. Nu sunt la prima colaborare. În majoritatea proiectelor pe care... E un parteneriat foarte frumos între teatru muzical, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați, cum se numește acum, și Facultatea de Arte din Galați, Liceul de Arte, Seminarul Teologic, încantată din 2016 despre Sfântul Apostol Andrei, au fost toate corurile din Galați participante la eveniment.
eveniment. Au lucrat cu ei foarte intens, am făcut proiectul într-o lună de zile, inclusiv cu proiectul Cantus Munte am colaborat și au venit două reprezentante ale corului Madrigal și au repetat cu fetele de la pedagogic, fiind un volum foarte mare de muncă, am avut nevoie să subdivizez repetițiile și am lucrat cu mai mulți dirijori care au pregătit evenimentele respective, repetițiile și spectacolul, dar în toate proiectele de la teatru, Facultatea de Arte este partener. Ăsta este un mare avantaj și cred că suntem printre puținele, dacă nu chiar singura instituție de învățământ artistic din țară, care are atât de bună colaborare între instituții. Toți directorii de teatre sunt profesori cadre didactice și foarte mulți profesori sunt dintre artiștii fie a teatrului, dar și de la București avem colaboratori. Și asta face un lucru, asta face ca studenții să primească informații direct de la sursă, direct din ce se întâmplă în lumea reală. Și să fie implicați. Și să facă parteneria. Adică studenții noștri sunt foarte des pe scenă, alături de orchestra, corul teatrului. Am făcut proiecte special cu corul facultății și cu orchestra, cu corul seminarului și cu orchestra teatrului, ceea ce le sporește și încrederea în ei și dorința de perfecționare. Dar eu mă port, v-am spus, încerc să mă port cu ei ca un coleg mai mare, cu puțin mai multă experiență. Și îi tratez ca atare, adică lucrăm... La Facultatea de Arte e ca o familie, suntem foarte puțini, fiind numai secție de canto, noi avem și licență și master, se lucrează foarte mult individual, ne știm foarte bine unii pe ceilalți, iar eu de anul ăsta, de fapt de anul trecut universitar, încep să fac cu ei muzică multimedia. Și învăț pur și simplu pe studenții de la canto, pentru că sunt foarte multe proiecte în care sunt implicați, întâi de toate învăț ce să ceară într-un studio când se duc. Practic, toate programele pe care le utilizez eu și care costă sume destul de mari de bani, pentru că sunt foarte scumpe, având posibilitatea să le instalez pe două computere, le-am instalat pe al doilea de la facultate și lucrez cu studenții, practic, cu tot ceea ce înseamnă echipamente de top, bineînțeles, o parte din ele, o mare parte din ele puse la dispoziție de universitate și învăț ceea ce se întâmplă în lumea reală, adică la cel mai înalt nivel. Nu fac rabat, n-am făcut niciodată rabat între ceea ce se întâmplă în școală, domnule, în școală trebuie să înveți mai așa și după aia o să faci tu în lumea reală. Nu, învăț direct, îi arunc în piscină. Mai există o instituție de învățământ care e atât de bine actualizată? Părerea mea că toate, cred că și instituția în care mă bucur să ne aflăm acum e foarte bine actualizată și se fac lucruri cu foarte mare pasiune. Aici, fiind un centru mult mai mare, Bucureștiul, și instituțiile fiind destul de, nu știu, poate așa mi se par mie acum din exterior, mai închise, mai eclectice, poate că nu e atât de o mare colaborare, dar cu siguranță că studenții, și eu când eram în facultate, mergeam la foarte multe concerte, intram gratuit cu carnetul de student, lucruri care se întâmplă și acum în Galați, și cu elevii de la liceu de artă și cu cei de la facultate. Vin și văd, mai mult decât atât, eu iau, inclusiv pe elevii de la liceu de artă, iau cu bine la spectacol. Și vin cei instrumentiști, vin și stau în fosă lângă instrumentiștii care cântă în timpul spectacolului și învață foarte mult de acolo și se creează o energie extraordinară cu tineretul. Pe de altă parte, profesorii nu prea se pot face de râs față de elevi, adică pentru că ei sunt cu ochii pe ei. E o emulație care contează foarte mult. Cum vă pare noua generație? Ca toate generațiile. La noi, în seminar, se întâmplă lucrul ăsta. După ce elevii au terminat seminarul și se duc la teologie sau la alte facultăți unde se duc, ei vin de obicei toamna, prin septembrie, așa până nu încep facultatea și întreabă, ei, domn profesor, mai aveți cu ce să lucrați? Parcă ați plecat de 10 ani din seminar. Și spun cu siguranță că da. Fiecare an sunt numai să avem noi timp și energie și răbdare să ne ocupăm de ei. Generațiile sunt la fel. A fost foarte complicat în perioada cu pandemia, cu calculatoarele, pentru că foarte mulți tineri și-au pierdut puterea de concentrare. Am observat lucrul ăsta foarte, foarte clar la ei. Nu mai au răbdare, pentru că stimulente din imagine și statul cu ochii în ecran, eu însumi știu ce înseamnă lucrul ăsta. Adică, după 16 ore de stat la calculator, ai simptome ca la AVC. E foarte complicat, nu mai poți fi coerent, e foarte, mai ales dacă ești foarte concentrat. Ori în momentul în care te uiți la jocuri sau și te obligă și la școală să faci chestia asta, e foarte complicat. Adică tinerii nu se mai pot concentra, nu mai au răbdare, sunt mult mai sensibili la boli.
pentru că nu mai fac mișcare, nu mai socializează și pierd stima de sine. Și a fost foarte mult de lucru, o perioadă pentru a readuce. În plus de asta, grație implicării în altul preasfințitului părinte, arhiepiscop Casian, seminarul din Galați are foarte multe activități. Noi aveam aproape stagiune. Colaborarea și vecinătatea cu teatrul muzical este foarte importantă și avem, nu știu, 4, 5 sau 6 spectacole pe an, concerte, spectacole pe an pe scena teatrului. Ori eu nu-mi permit acolo să ne facem de râs, sunt sute de oameni în sală, sunt prezenți și atunci e foarte multă activitate și a fost destul de greu să îi readucem cumva sau cât de cât pe făgaș, cum spunem noi, pe tineri, dar am șansa unei echipe extraordinare de la conducerea seminarului până la profesori de muzică alături de care sunt foștii mei ucenici și care predau și lucrează cu elevii și atunci lucrurile sunt foarte bune. Acolo unde e prietenie și colaborare funcționează extraordinar. Dirijați în continuare, nu? Corul Catedralei Arhiepiscopale? Se împlinesc 24 de ani anul ăsta. Cred că sunt cel mai longeviv dirijor al Corului Catedralei din Galați, de când s-a înființat Catedrala. Având un istoric, am avut un dirijor mai înainte care a fost vreo 23 de ani. Corul Catedralei e o familie și sunt puțin muzicieni profesioniști acolo. Dar muzicianul amator vine de la amul amare, care e ăla care iubește ce face. Bine, și profesioniștii iubesc. Mulți dintre ei se profesionalizează și poate nu mai au răbdare sau poate cheful ăla și cântă pur și simplu din instinct sau din pregătire. Dar în momentul în care îi motivezi și te porți frumos cu ei și practic ești cod la cod cu ei, faci parte din aceeași familie, te vor trata ca din familie. Și lucrurile sunt foarte frumoase. Am făcut multe lucruri interesante cu ei, unice în țară, niște isoane armonice. Eu am creat un stil de a cânta la cor. Pot cânta, pur și simplu, facem o improvizație cu ei în direct, învățându-i să, prin mișcările mâinilor, să cânte diferite intervale muzicale, să cânte direct, având numai textul în față. E un lucru destul de interesant, dar nu e complicat de făcut. Da, dar cred că și această comunicare se stabilește în ani, cum spunea și noastră. Da, eu nu sunt adeptul... Ziduri acolo care s-au pus... Da, cu siguranță că da, dar funcționează și pe alte coruri, că am încercat și nu ia foarte mult timp. Numai că trebuie să înveți un mecanism și totul funcționează. Cât din ceea ce poate face omul ajută la desăvârșirea lui? Cât îi dă Dumnezeu. Cât îi dă Dumnezeu. Hornia Berna spunea foarte frumos, bine, parafrazând, că numai Dumnezeu creează, omul doar înfăptuiește. Adică dacă dă Dumnezeu și înfăptuiești, mai ai o șansă la mântuire. Altfel... e complicat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, pentru efortul de a veni de la Galați. Vă doresc în continuare putere de muncă și inspirație și să ne revedem cu bine într-o altă emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră și pentru generozitatea cu care m-ați întâmpinat.